Austria. La capătul uneia dintre cele mai periculoase rute din Europa, se află un vârf care atinge aproape 3800 de metri. Grossglockner. De la prima ascensiune în anul 1800, Grossglockner continuă să fie încercat de către alpiniști din întreaga lume, datorită frumuseții sale. Din păcate, natura impredictibilă și pericolele care apar pe traseu reprezintă o amenințare reală pentru unii alpiniști, ducând la accidentări serioase sau chiar morți de-a lungul timpului. Împreună cu Andrei, Cristi și Roxana, am decis să ne aventurăm în una dintre cele mai instabile perioade din punct de vedere meteorologic din ultimii ani, o perioadă în care vârful devenise foarte greu accesibil din cauza furtunilor și vântului foarte puternic. Așa am ajuns să trăiesc una dintre cele mai dificile și frumoase experiențe din viața mea. Vârful e mic acolo, acolo, în nori. Acolo să ajungem astăzi. Oficial am început traseul. Astăzi trebuie să ajungem până în creastă, sus, la o cabană, unde o să înnoptăm. După aia, mâine ar trebui să ajungem pe vârf. Trebuie să ne grăbim un pic astăzi. Sunt șanse foarte mari să înceapă ploaia și, mă rog, să fie condiții medio destul de rele. Atunci eu prefera să ajungem înainte de 12, cât mai sus, adică cel puțin la a doua cabană, să se strâng norii de ploaie. Avem vârful în spate, Grossglockner, 3800 de metri, cel mai mare vârf din țară. Un pic problema cu ce facem noi aici e că suntem într-o perioadă cu condiții meteo foarte instabile și e un pic tricky legat de, știu, cările astea destul de tehnice în condiții meteo nefavorabile. Tot avem așa câte o portiță de 2 ore, de 3 ore, de 5 ore. Și mâine probabil că pe vârf, dacă condițiile o să fie bune, o să plecăm pe noapte sau super dimineață. O să vedem. E foarte frumos aici. După aproape 3 ore de urcare, am început să ne apropiem de Ghețar. Începem să urcăm spre Ghețar. Avem porțiunea de Ghețar și de lanțuri, dar problema e că se strică vremea. Deja bate vântul și pare că o să vină o ploaie. Ridicând drona, am văzut că undeva în partea aia, în spate, sunt nori de furtună și oricum știm de pe meteo. E risc mare de furtună astăzi, în general în toată săptămâna. Intrăm pe ghețarul ăsta, atenție la crevase și după aia luăm o creastă. Pare că e pe Ghețar pe hartă și după aia ai un podiș unde stai pe creasta aia și încă o urcare și gata. S-a scut ăsta de afară, să-mi dau seama dacă...
crevase. Mai e crevasă în față, acolo, și se mai văd pe deal. Acolo sunt alte crevase. Am urcat pe ghețar, am făcut mare parte din altitudine și acum urmează un traseu de Via Ferrata. Niște germani acum care acum coboară de pe traseu, trebuie să așteptăm un pic. Suntem bine. Suntem bine. Așa. Suntem aici, suntem la Johan Hood, suntem la 3500 de metri, am avut foarte mare noroc, am ajuns exact înainte să înceapă ploaia, dar da, suntem aici. Suntem chiar sub vârf, suntem sub Grossglockner și vom încerca mâine. Vremea se arată destul de nașpa, sunt furtuni. Asta este camera noastră, asta e... Asta e patul meu, dar n-avem voie să dormim decât după ora 9, pentru că trebuie să ne facem aclimatizarea pentru 3000 de metri. Între timp s-a înseninat și e extraordinar de frumos afară. Super haos, lumea e super agitată, vremea e foarte rea, ninsă azi noapte și acum e ceață și nu se vede nimic și cei de la comandă nu recomandă urcatul pe vârf. Ne-am mâncat și ne bazăm că o să urcăm mâine. Toată lumea pleacă sau a plecat deja și cred că o să rămânem doar noi și cei care lucrează la cabană.
început? Da, stai să. Și suntem la 3500 de metri aproape și așteptăm o fereastră de vreme bună. Ne-am trezit pe zăpadă, am crezut că e Crăciunul, nu găseam bradul. Vântul ăsta nu-mi place. De toată ziua bate un vânt puternic. Dar cred că mâine va fi ziua cea mare. Deci dacă urc pe scări, de la altitudine, deja încep să gâfâi. Sau dacă merg, sau dacă fac orice altceva și necesită un pic de mișcare, deja nu mai funcționez. Se vede că dacă urcăm scările până la dormitor, deja simt cum îți bate inima, coborul până la baia, am urcat, mi-am luat bagajele. Bă, da, nu vine să cred că obosesc la 3500. Aveam așteptări că o să fiu mai ok la altitudinea asta. Și îmi imaginez că mâine când urcăm spre vârf, va dura ceva până ce ne mișcăm. O să fie 2-3 pași, stop. 2-3 pași, stop. Apoi, una dintre cele mai rele furtuni pe care le-am văzut e... Am auzit fulgere care picau, auzeam cum au făcut contact cu pământul, făceau fulgerele poc când și tună foarte tare și ei sunt de cap. S-a mai înseminat afară, e destul de frumos, se vede toată valea. Asta este portița pe care o să avem și noi mâine dimineață. Teoretic cerul ar trebui să rămână la fel de senin și vremea la fel de bună până mâine la 12, când ar trebui să fim deja jos de pe vârf și probabil că va trebui să ne trezim pe la 5 dimineața, de fapt să plecăm de la 5 dimineața de aici, ca să reușim, să facem asta. Da, va fi o aventură. Și oricât de mult aș vrea să zic că am ajuns pe vârf, n-am făcut-o. Ne-am oprit chiar sub el, la 28 de metri, pe un vârf intermediar numit Kleinglockner. N-am mai putut înainta din cauza vremii. Deja vântul bătea foarte tare, iar traseul nu se vedea deloc în față. Și am decis că ar fi mai potrivit să ne întoarcem decât să continuăm. Știam acum că vine furtuna și nu știam exact dacă reușim să facem asta în timp, neștiind deloc traseul și mai ales că nu puteam vedea, nu știam nici ce ne așteaptă în mod exact.
Cu toate astea, a fost o experiență extraordinară oricum. Am ajuns la 3770. Ne-am bucurat oricum de aproape tot traseul și am ajuns în siguranță înapoi, ceea ce e cel mai important. Mulțumesc foarte mult că te-ai uitat. Da, deci cam așa arată traseele în acest munte. Acolo să coborăm. A rămas aici pe o bucată de aici un hău. Uite dacă... Aici e Cristi, hei Cristi. Acolo e Andrei. Facem un rapel. Aici sunt niște oameni, orice. Da, cam așa e aici.